Slăvit să fie Domnul, continuăm cu studiul nostru din Cartea Filipeni, capitolul 3, însă dau citire la tot capitolul. Pagina în Biblie 1152, Filipeni, capitolul 3. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia, căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur, a 8-a zi, din neamul Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri, ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg către țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în acea privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în cerul, de unde așa așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Amin. Sigur că mesajul concentrat al acestui capitol îl găsim în versetul 21 și aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre premiul chemării cerești și Apostolul Pavel vede acea zi măreață în care cei morți vor învia din morminte, iar cei vii, și ne vom înălța să întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos în văzduh și să fim pentru totdeauna cu El. Și această schimbare a trupului, spune, stării noastre smerite să-L facă asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are, spune, de a supune toate lucrurile. Domnul Iisus Hristos, avem această promisiune a Lui. Sigur că noi, așa când privim Sfânta Scriptură și când privim Cuvântul lui Dumnezeu și citim, mintea noastră este limitată ca să se gândească la veșnicie. Putem să atingem anumite stări în care putem să ne gândim la această viață fără de sfârșit cu Domnul nostru Iisus Hristos, Dar totdeauna suntem ancorați în probleme, în încercări pe pământul acesta. Mi-aduc aminte, aveam un unchi, era un unchi de-a lui tata, 92 de ani și tot venea pe la tata acolo și Violeta i-a spus că trebuie să te împaci cu Domnul Hristos. Și așa s-a speriat, deci 92 de ani, s-a întors și a plecat și n-a mai dat niciodată pe la tata și tata s-a supărat, a zis, ce i-a spus, mă? Păi nu i-am spus, Violeta i-a spus că trebuie să împace cu Domnul Hristos. Sigur că te gândești că e o vârstă în care ai putea să îl cunoști pe Dumnezeu. De multe ori găsim diverse motive, spune, e prea tânăr, e prea mic ca să cunoască pe Domnul Hristos, e prea tânăr ca să-L cunoască pe Dumnezeu, lasă-L să-și trăiască viața. Spune, sunt prea ocupat ca să am timp și de Domnul nostru Iisus Hristos. Și uneori spune, e prea bătrân, nu că era cazul acesta, și pentru alții spune, e prea târziu. Am trăit toată viața, la ce să mai mă întorc? Și ne putem întreba, este o enigmă, ce s-a întâmplat cu omul acesta? Și am putea spune, el ce a găsit el și ce a văzut în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, ca să renunțe, el avea o stare deosebită și materială, am văzut, era un neam ales, neamul lui, era printre evei, aveau poziții foarte înalte, deci nu-i lipsea nici bogăția materială, titluri, ranguri. În ceea ce privește, spune el, neprihănirea, pentru că asta își doreau toți farisei, cărturarii, nu? Să fie la o stare înaltă, o relație foarte bună cu Dumnezeu, spune că era fără vină. Și iată că, dintr-o dată, în ceea ce privește răvna pentru Dumnezeu, spune ce putea să fie mai mare decât prigonitor al bisericii. Spune că în pornirea mea nebună, după ce îi terminase acolo pe creștinii care erau în Ierusalim, îi lua, intra prin case. Da seama ce era, nu, și acum, noi de multe ori mai spunem, aoleu, ce mi-a zis cu tare. Dar omul acesta se ducea și gândiți-vă că ar veni cineva și zicea, acolo e un pocăit, e un creștin credincios. Și se ducea, intra cu forța, călca proprietatea, îl lua, îl tăra afară și îl ducea la temniță. Iar pe cei recalcitranți, cei care erau credincioși, de multe ori îi omora cu pietre. Moartea cu pietre nu era așa plăcută. Se moare încet. Dădeau unul cu piatra, deci martorul, și pe urmă dădeau și ceilalți. Puteai să dai cu pietre mici și el, săracul, și acoperea capul, îl lovea peste tot, deci era o moarte groaznică. Chiar Apostolul Pavel a fost bătut cu pietre și spune că și a revenit. Probabil că grămada mare de pietre l-a împiedicat ca să primească lovitura fatală. Ce l-a făcut pe omul acesta ca să-L caute pe Domnul nostru Iisus Hristos? Știm că în goana lui nebună, așa a spus, îi terminase pe ea. În Ierusalim intrase prin case, vă dați seama, oamenii stăteau cu frica, oricât ai fi, tot. Aveai o situație materială, casă, familie, să vezi că intră și te târăște afară, fără nicio judecată, pe baza unor acuzații. Și a spus, i-a internat aici, mă duc să-i mai caut și la Damasc. Și aici se întâmplă un lucru total inexplicabil. Avem câteva relatări, Scriptura spune practic ce s-a întâmplat. Practic, Pavel, el îl căuta pe Domnul Hristos. Și sigur, nu, dacă dai într-un câine, vine stăpânul lui. Dacă dai într-un copil, vine părintele lui. Nu? Dacă dai în copiii Domnului, apare însăși Domnul lor. Nu? Și i s-a arătat pe drumul Damascului, spune, o lumină orbitoare. Oamenii care erau cu el au căzut la pământ. Pavel, să știți că a suferit. Îmi spun, da, i-a persecutat și l-a iertat. Nu e așa. El a avut o durere groaznică de oi care nu-l lăsa să doarmă nici ziua, nici noaptea. Și spune de 3 ori, spune, l-a rugat pe Dumnezeu, Doamne, ia-mi durerea aceasta. A purtat ca semn al persecuției lui. Vă dați seama. Așa. Și Domnul Hristos i-a spus, harul meu ți-e de ajuns, căci puterea mea este cunoscută în slăbiciune. Și el aici spunea, mi-am adus aminte, fratele Nelu a învățat asta, m-a luminat foarte mult în cunoașterea Domnului Hristos aceste fraze. Apostolul Pavel pune 2 întrebări, aș putea spune eu, logice, pertinente. Cine ești tu, Doamne? Cine ești? Domnul Hristos, eu sunt ăla pe care tu îl cauți, în copiii mei, în cei care îmi poartă numele, în cei care slujesc. Și dacă mă caut sincer, și aici Domnul a apreciat că l-a căutat sincer. Mulți, nu se spunea și înainte, poate îl caută cu diverse motivații. Fiecare are o motivație când vine. Dar Apostolul Pavel voia ca să-l cunoască. El asta voia să-l cunoască. Zice, vreau să mă întâlnesc aici cu el, să am această experiență extraordinară. Și a doua întrebare, spune, eu sunt Iisus pe care îl prigonește. Spune, Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul Hristos nu-i spune dintr-o dată, spune, du-te și o să te călăuzesc eu. Intră în cetate, sigur că mulți s-ar aștepta ca el dintr-o dată să se schimbe. Nu? Schimbarea este lungă, este dureroasă, este grea. Și el se duce, spune, în Arabia, 14 ani. 14 ani a stat acolo ca să-L cunoască pe Domnul Hristos. A citit Scripturile, a meditat la Dumnezeu, a stat în tăcere. Mulți, spune, e pilda semănătorului, nu? Iată, iese semănătorul, seamănă, cade în pământ bun, pământ puțin adânc, cade între buruieni, nu? Unde e pământ bun face roadă, pentru că are o creștere normală, pământul puțin adânc răsare repede, dar fiindcă nu are rădăcină, nu, îl topește soarele, așa, și foarte mulți cresc repede și se ofilesc. Sămânța a căzut între buruieni, nu? Sunt îngrijorările veacului acestea și înșelăciunea bogăților fac ca acest cuvânt să rămână roditorul, nu, sunt plin de griji, de îngrijorări, vor să primească totul dintr-o dată și sigur că pământul, sămânța căzută în Apostolul Pavel, Domnul Hristos, el a luat legătura cu creștini, mai târziu se duce la Ierusalim ca să-i cunoască pe cei care au fost și spune că eu nu sunt vrednic să por numele de apostol. De ce? Pentru că el prigonise, a omorâse oameni, a dat cu piatra. Acolo și-a pus, la Saul, el și-a pus. Când Saul, spune, murea, Domnul Hristos s-a ridicat în picioare ca să-i dea cinstea și onorul celui care murea pentru el. Spune, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând la dreapta puterii lui Dumnezeu. A fost, e adevărat, mulți văd o întoarcere spectaculoasă, dar a fost o întoarcere destul de dureroasă, pentru că el a fost orb, l-au dus în cetate și acolo, și apoi durerile. 14 ani în Arabia, spunea. Și spunea, erau evrei care se încredeau în lucrurile pământești. Și așa este, de multe ori ne încredem în lucrurile acestea pământești, chiar și printre creștini. M-am întâlnit cu cineva odată, avea o mașină de asta scumpă și se făcea că nu mă vede. M-am dus mai aproape, am zis că poate. Nu m-a deranjat, că n-am căutat slavă de la oameni, dar așa este. Uneori când ești preocupat de lucrurile acestea, poate și eu. Nu, poate n-am salutat, mi-a zis cineva, nu m-ai salutat. Îmi pare rău, nu port ochelarii, n-am făcut-o din mândrie. Dar el aici se definește și își definește toate aturile. Și el spunea, eu puteam să mă încred în lucrurile pământești, dar spune, eu am câștigat. Astea erau câștiguri pentru mine, spune, le socotesc ca gunoaie. El folosește un termen foarte dur, așa, pentru lucrurile și slava și strălucirea lumii acestea. Spune că sunt gunoaie și spune, o să mă lipsesc de ele. Nu? Și dacă strângi gunoaie, era cineva strângea gunoaie, am văzut, în casă și umpluse casa cu gunoaie. Tot ce găsea pe stradă le ducea. Sunt lucruri reale. Și noi de multe ori, nu, poate noi am râs de femeia aceea, dar și noi de multe ori poate strângem foarte multe gunoaie. Și Apostolul Pavel spune aici, prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate acestea și le socotesc în gunoi ca să câștig pe Hristos. Și spune să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care eu dădea legea. Nu eu sunt cineva, ci el spune neprihănirea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Dumnezeu a vrut ca Pavel să vină prin credință la Domnul nostru Iisus Hristos. Spuneam că nu vă strângeți și nu, așa este, de multe ori ne strângem comori pe pământ. Unde ți este comoara, acolo ți este și inima, spune Domnul Hristos. Și spune, strângeți comori, puneți comori în cerul, pentru că să ai inima legată de cer. Și aici Pavel spune, el a vrut o dorință, spune, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui să mă facă asemenea Lui, să mă facă asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Sigur că el a avut și a purtat această povară. Este adevărat că Domnul Hristos i-a iertat păcatele, le-a făcut, dar a purtat această povară. Și spune, eu nu merit așa, dar vedeți dorința lui de a-L cunoaște pe Domnul Hristos. Unii și în creștinism, mulți vor să cunoască diverse legi, porunci și fac din Evanghelie lucrul acesta. Numai că Pavel ne spune, tu trebuie să-L cunoști pe Domnul Hristos. Și cum poți să-L cunoști pe Domnul Hristos? Nu? Printr-o relație de încredere. Încrederea, ați văzut, nu o câștigi cu cineva dintr-o dată, ci se câștigă prin experiențe repetate. Experimentezi cu el, de multe ori poate ai eșecuri, poate ai viruințe, dar se câștigă ușor. Tu câștigi încredere în Domnul Hristos, Domnul Hristos câștigă încredere cu tine. Și câștigând încredere și experiență, Domnul Hristos ne dă din ce în ce mai mult lucruri și mai grele, așa, pe care să le putem duce, însărcinări mult mai mari. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune aici că Domnul Hristos este o comoară. Nu? E pilda aceea, mi-e place foarte mult. Spune că împărăția se aseamănă cu un om care găsește o comoară într-o țarină. Și fiindcă a găsit de bucurie ei, se duce, vinde tot ce are și cumpără țarina aceea pentru că conține. Sau împărăția cerurilor este ca un negustor de mari care caută, un negustor foarte bun, care caută perle. Și se duce și vede el la tarabă, vede o perlă. Vânzătorul nu știe valoarea și el știe. Și sigur că e o negociere acolo. El cere un preț, dar el dă cât îi cere omul acela, poate îi dă și chiar mai mult, pentru că știe că perla aceea e de o valoare inestimabilă. Așa este și relația cu Domnul Hristos. Este adevărat că de multe ori poate părea, nu, o perlă de mică valoare, dar e o perlă de mare valoare. Spuneam de mâinică că diferența între cărbune și diamant, nu, este dată în primul rând de valoare. Este adevărat că cu cărbunele îți faci, te încălzești imediat, de necesitate, intermediată privire la lucruri pământești, dar diamantul are o valoare inestimabilă. Și cărbunele și diamantul au aceea structură chimică, atomul de carbon, sigur că dispune, e vorba de modul de aranjare al atomilor de carbon. Cărbunele îl folosești pentru o folosință imediată și avem nevoie de cărbuni, dar spune investiți în diamante, investește în mine, spune Domnul Hristos. Investește și, în primul rând, timp. Nu, îți trebuie timp pentru o relație ca să îl cunoști. Altfel nu are și... Pavel și-a dat 14 ani din viață, el s-a dus, vreau să-l cunosc pe el. A stat și a meditat la Domnul Hristos. Așa. Îți trebuie timp. Primul lucru să-i dedici timp Domnului. Asta este, ca să-L cunoști mai mult. Și Domnul Hristos, la fel, să poată să lucreze cu noi, să te lași prelucrat de El. Și spune ca să ajung cu orice chip. Sigur, premiul chemării. Asta este ce spune, ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Sunt oameni care cheltuie enorm numai să mai trăiască 10 ani, 20 de ani. Dar Domnul Hristos spune, tu poți să investești mult mai puțin și pentru un premiu care este viața veșnică. Și el spune, nu am câștigat premiu, nu că am și câștigat premiu sau că am și ajuns de săvârșit, dar eu fac un lucru. Spune, aleargă înainte, alerg către acest premiu, nu mă las bătut, indiferent dacă am obstacole, orice, le dau la o parte, știm ce ne pune obstacolele, înainte, încercări, greutăți, probleme, toate aceste lucruri și spune, alerg către premiul chemării cerești. Mă arunc spre ce este înainte. Alerg către țintă, către premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Și spune, gândul acesta să ne însuflețească pe toți. Sigur că uneori poate avem viziuni diferite, spune, dar e bine că am în direcția în care am fost, și asta este direcția, este Domnul Hristos. Nu sunt mai multe căi, este o singură cale cu Domnul Hristos către Dumnezeu. Și numai așa ajungem, numai și numai cu Domnul Hristos prin Duhul Sfânt către Dumnezeu. Și Pavel face o exclamație, urmați-mă pe mine. Exemplul personal este cel mai bun în relația cu Domnul Hristos. Și aici fiecare dintre noi. Eu învăț, stau și mă uit la fiecare și învăț de la fiecare, să știți, și iau la fiecare. Din ceea ce mi se pare mie că este mai bun, mi este folositor. Și fiecare dintre noi putem să fim modele de urmat, nu? Pot ca familie, nu? Să fiu un model pentru copil sau pentru... alții. Alții poate să spună, nu-mi place așa, uite, mie îmi place mai bine. Dar, spune, important este să mergem către Domnul nostru Iisus Hristos. Sigur că avem, sunt vrăjmași pe calea lui Dumnezeu, unii se poartă ca vrăjmași ai crucii Domnului nostru Iisus Hristos, cum spune, așa spune, păziți-vă de vei. Mai puțin un pic, era astăzi un preot, mi-a plăcut, un preot ortodox. Au venit tenoriașii și spunea, uite, ne-a dus un preot tânăr care s-a stricat de tot. Și a zis, s-a gândit el, mă, vă dau o pedeapsă. Voi l-a stricat, că l-a întrebat cum s-a stricat. Păi l-a luat unul, altul, hai colo, el fiind tânăr, fără experiență, dacă nu ești cu minte, îți pierzi parohia, te reclamăm, așa. Și a spus, pedeapsa este ca voi l-a stricat și voi să îl îndreptat, să-l aduceți către Dumnezeu. Tot voi, tot satul trebuie să lucrați și așa este. În lucrarea cu Dumnezeu se lucrează în echipă. Ne îndemnăm unii pe alții, așa, și mergem către Dumnezeu și ne bucurăm de fiecare suflet care ne-a strâns la părtășie înaintea. Și un alt titlu spune că suntem cetățeni ai cerului. Putem să obținem tot felul de cetățenii pe lumea aceasta, dar cea mai frumoasă cetățenie este aceea de cetățean al cerului. Și când ești cetățean al cerului, ai siguranța mântuirii că te vei întâlni cu Domnul nostru Iisus Hristos pe norii cerului. Versetul 21. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Amin. O cântare.